Salut! Eu sunt Crețu Octav Sawang. Hai să vă zic de ceva despre GeForce Cup din Polonia. Pentru noi, faptul că am participat în GeForce Cup a reprezentat în primul rând o experiență foarte, foarte bună pentru a ne dezvolta ca o echipă, pentru că acolo ne-am bătut cu echipe la fel de bune ca noi, mai slabe ca noi sau chiar mai bune ca noi și astfel putem să reorganizăm antrenamentul, ce să facem ca să batem echipele mai bune, cum să batem mai ușor echipele mai slabe și cum să ne pregătim versus echipele de același nivel ca noi și pe viitor să încercăm să devenim o echipă profesionistă. Pentru noi, meciul cu Mysterious Monkeys a reprezentat un fel de examen de maturitate, exact ca bacalaureatul, pentru că a fost cel mai important meci din cariera noastră. În primul meci ne-au condus la început, pentru că am avut o echipă de scaling, late game, iar pe la mijlocul jocului am reușit să îi batem într-un fight, să luăm baronul. După baron, practic, meciul s-a cam terminat pentru că noi deja ajunsesem în late game și aveam avantaj atât în team fight-uri cât și în split push, iar în meciul 2, practic, noi am știut deja cum să facem astfel încât să câștigăm early game, am dominat mid game și am câștigat meciul în 35 de minute. Versus Team One, noi sincer am fost cam surprinși de cum au jucat ei. Am învățat foarte multe din meciul versus băieții din Team One, băieții polonezi. Ei au jucat practic mai mult pe partea de botlane și mid decât celelalte echipe, având și jucători din LCS, vorba de Woolite, adică era o echipă de Team One. Coachul lor chiar ne-a surprins cu o tactică foarte frumoasă. Din nefericire, noi n-am putut să revenim în meciul 2, când am avut un fight la baron care putea fi pentru noi decisiv, dar a fost decisiv pentru ei, în Casiopea a prins ultima dată pe 4 persoane. Acolo, dacă îi băteam și la baronul, meciul arăta altfel. Noi ne-a plăcut foarte mult la GeForce Cup în Polonia și chiar ne-ar plăcea să participăm și la alte evenimente tot la fel de bine organizate și cu adversari la fel de buni. Iar, dacă voi vreți să ne urmăriți în continuare, nu uitați să dați un like la Nvidia România și Nexus Gaming.